Salutare gașcă și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi sunt împreună cu iubita mea Adriana și o să încercăm să vă transmitem un vibe destul de diferit față de vlogurile pe care le-ați mai văzut aici pe canal, pentru că ăsta o să fie un vlog mai family, fie un vlog în care o să facem un haul de la Pepco. Ne-am luat niște chestii pentru casă, pentru că abia ce ne-am mutat împreună aici și ne-am luat niște chestii de care aveam mare, mare nevoie în casă și am vrut să vi le arătăm și vouă. Sunt niște chestii mișto, zic eu, și niște chestii care sunt foarte ieftine, frate, și arată super, super bine și sunt foarte utile în casă. Așa că, înainte de a începe, nu uitați să ne dați un follow pe Instagram și să vă cumpărați huse personalizate. Aveți un link în descriere, sunt la mare reducere, așa că dați năvală pe ele și puneți-vă fața voastră pe ele, fața părinților sau ce vreți voi. Haideți să începem, dragilor, pentru că sunt nerăbdător să vă arăt ce am cumpărat aici, pentru că e super, super tare. Hai, cu ce începem? Haide, draga mea iubită, scoate din... Începem cu asta? Începem cu asta. Bun. Ok, aici avem, ce avem noi asta? O caserolă. E o caserolă în mai multe... Cu mai multe compartimente. Putem să desfacem, nu? Da, eu, da. Putem să desfacem. Pe care am dat 5 lei, frate. Deci 5 lei foarte am dat ieftină pe caserola asta. Bine, un preț normal de altfel, că majoritatea costă cam atât. Deci e o caserolă care e foarte utilă pentru tine, de exemplu, când mergi la servici, poți să-ți iei... Da, asta am luat-o special pentru pus prânzul și o gustare atunci când merg la serviciu și trebuie să mănânc din meniul făcut de iubita mea, pentru că este nutriționistă, dacă nu știați. Și ea mi-a făcut un meniu special cu mâncare pe care trebuie să o mănânc cu anumite valori nutriționale pentru a slăbi și așa mai departe. Și aici sunt mai multe compartimente. După părerea mea, eu cred că e foarte, foarte, foarte utilă. Ce frumoasă e asta. Bine, nu cred că o să ți-o las pe asta să mergi pe ea la serviciu, dar... De ce nu? E foarte tare. Uitați-vă un pic ce mișto e. Pac, deschizi. Jumătate și are o lingură aici, frate. Jumătate lingură, jumătate. Ia cum se scoate. Mamă, ce caterincă e, frate. Are o gaură aici. Foarte, foarte tare. Chiar e foarte tare. Bun. Cred că e foarte utilă. Da, și eu cred la fel. Hai să o punem înapoi, stai așa un pic. Bun, am terminat cu asta. Abia aștept să-mi iau prima masă. Acum, în ceva în ce am luat pentru mine. Ok, asta e o chestie luată pentru tine și abia aștept să mănânc chestiile pe care o să le faci în ea, mâncarea pe care o să faci în ea, prăjiturile de fapt. Prăjituri sau tarte cu fructe sau tot felul de chestii. Este o tavă. Ok. Pe care am dat, cât am dat? Am dat 9,99 lei, 10 deci, lei adică. 10 lei, frate, pe toată chestia asta, dacă vine să credeți. Bine, nu este una din cele mai bune tăvi, adică nu este, nu are un material atât de calitativ, însă... Bă, eu zic că e bună, chiar mi se pare un material bun. Stai okay un pic, deci se dă partea asta jos. Da. Frate, e super, super tare, mai ales atunci când ai de făcut prăjituri și nu poți să nu se lipească, să chestii de genul ăsta, nu? Nu e vorba să nu se lipească, e vorba că ui aici, de exemplu, cheesecake, da? Așa. Faci cheesecake și ca să arate frumos, gen după ce îl termini, așezi asta pe o masă și pac, îi îndepărtezi așa și rămâi cu cheesecake-ul aici. Da, okay? Foarte tare, foarte tare. Și rămâne gen tort sau ceva. Da. Foarte, foarte mișto. Foarte mișto și e foarte utilă, frate. 10 lei, vă dați seama ce e ieftin? Nu vine să cred mie, sincer. Foarte ieftin, da. Ceva colorat. Ok. Aici avem niște chestii colorate și nu sunt cârlige de prins rufele. Sunt cârlige, de fapt, nu? De da prins pungile pe care le-ai desfăcut și nu vrei să stea exemplu, la aer. De exemplu, deschidem o pungă de cereale. De câte ori nu mi s-a întâmplat să le deschidem și după câteva zile, dacă lăsăm punga desfăcută să se înmoaie și să nu ne mai placă, să nu mai fie crocante și atunci putem să aplicăm cu un cleștișor din asta și... Da, și stau frumos crocante mult mai mult timp. 5 lei, frate. Uitați-vă câte sunt aici. Poți să le iei numai să te joci cu ele, nisip. Serios, sunt de diferite dimensiuni. Astea verzi sunt cele mai mari. Avem albastre mijlocii și astea roșii sunt cele mai mici, pentru pungile mai mici. Foarte mișto. Abia aștept să mă joc cu ele. Sunt foarte, foarte, foarte tari. Asta. Asta, da. Asta e de pus la baie, fraților. Uitați-vă și voi cum arată. Și pe ea am dat 8 lei. Deci am dat 8 lei. Și o chestie în care poți să spui periuța de dinți cu pasta de dinți și așa mai departe și arată super, super bine în baie. Uitați-vă cât de mișto este, frate. Absolut adorabil. E simplă și frumoasă. Am mai luat un tirbușon? Da. Pe care am dat, ia să vedem, în ron
8 lei, frate. Deci 8 lei, mie mi se pare ieftin. Nu știu dacă și vouă vi se pare ieftin, dar mie mi se pare super ieftine, frate. Și un tirbușon aveam în casă. Cine știe când îți faci o sticlă de vin, nu-i așa? Trebuie să ai mereu la îndemână chestia asta. Poate vine un prieten. Poate vine un prieten în vizită, poate. Vine mama, tata. Și chiar n-aveam. Da, chiar nu aveam unul din ăsta și mi se pare super ieftin, frate. Chiar se merită să vă luați la Pepco chestii. Bun, că toți suntem la capitolul ustensile. Da. Tot ceva ce mi-am cumpărat eu. Așa. Este o pensuliță din cauciuc care a costat 4 lei. A costat 4 lei și se folosește pentru, mă rog, probabil că știți, să ungi cu ou, de exemplu cozonaci, pâinea, ce faci în cuptor. Băi, deci ca să înțelegeți, e așa mișto asta, are un material atât de tare, frate, deci mă jur. Știi că mai de mult femeile care făceau pâine în cuptor, cozonaci etc., ungeau cozonaci, cel puțin în zona mea de unde sunt eu, așa se întâmpla, cu pene de gâscă. Da, știu, și la mine și la fel. Și la voi la fel, nu? Da, da, și la mine la fel. Na, nu era tocmai igienic și de asta s-au inventat, probabil. Ce mai ai acolo? Scoate tot! Vai, deci niște chestii pe care eu le ador. Deci le ador, m-am îndrăgostit de ele. Da, adevărul că sunt foarte, foarte mișto. Sunt niște borcanele și sunt cu roz. Au roz pe laterale. Au roz pe laterale și sus sunt transparente. Și sus sunt transparente, da. Băi, deci sunt chiar grele, frate. Și aici poți să pui diverse chestii. Da, și poți să pui. Deci sistemul ăsta de prindere e absolut genial. Poți absolut să pui genial compot în ele. Deci dacă ți iei mai multe, să-ți pui compot, să-ți pui murături, să sunt foarte mișto. Și sistemul ăsta de prindere mi se pare genial. Da. Și am dat doar 7 lei, frate. 7 lei. Și băi, vă vine să credeți? Ia să vedem ce volum are, dacă scrie undeva. Deci vă vine să credeți că asta a fost 7 lei? Bă, mi se par super ieftine, sincer vă zic. Deci chiar sincer da vă zic, 7 lei pe o chestie. Foarte drăguțe, foarte drăguțe. E absolut adorabil. Am la două. Să ne fie de bine, zic. De folos. Lăsați-vă în secțiunea de comentarii. Acum o să iau o chestie care mie sincer nu-mi prea place. Nu prea îți place? Nu, deci mie nu-mi place deloc. De ce? Această chestie. Băi, dar mie mi-a zis că îți place când a luat-o. Mie-mi plac calea moi. Păi da, mă, da. Trebuie să și le folosești. Eu am zis că asta o putem folosi la baie, spre exemplu, să nu se ude. Pentru că dacă vreau un covoraj din ăla la baie, știți voi, care e moale și absoarbe o apa, o să stea tot timpul umed. Și nu e ok să stea tot timpul umed. Da, dai apă pe jos sau mai știu eu ce chestii și asta pur și simplu doar absorbe și nu stai niciodată umed la picioare sau nu ție niciodată umed la picioare. Ia să-l desfaceți de cât de mare. Ia, hai, chiar sunt curios și eu. Dar nu, că se desface pe aici. A, se desfacea pe acolo. Bravo. Cât a fost? A fost doar 10 lei. 10 lei. 10 lei toată chestia, da? Miroase urât. Da, miroase super urât, dar mă gândesc că... Chiar îți curioasă cât de mare. Da, așa un pic. Nu pare foarte mare, sincer. Da, să știi că nu pare foarte mare, dar ia să vedem. Cred că e chiar mic. De fapt, bă, e, nu. E, okay. E ok. Nu, e chiar ok. E cât un covoraj de intrare, să zic. Da, dar e foarte, foarte ok, sincer vă zic. Da. Uitați-vă și voi, ăsta e, e gri, se potrivește perfect cu baia. E super, super tare, mie chiar îmi place. Bun. Nu știu de ce ei mi-i place, mie chiar îmi place. Am lăsat ce e mai frumos la final. Ia să vedem. Am găsit o chestie. Chiar nici nu mai țin minte ce am mai cumpărat. De care eu m-am îndrăgostit acolo la Pepco. Adică mi s-a părut cât deci, de cute. Ia uitați-vă, ia uitați-vă ce și-a luat Adriana. Deci pe bune, frate, ăsta este gel de duș. Pentru da copii, probabil. Uitați-vă un pic cât de caterincă e. E în formă de pește sau de avion pește. De avion? E în formă de avion. Avion. Da, pește. Avion da și pește în același timp, dar cred că ăsta e mai mult avion. Uitați-vă un pic, frate, deci e absolut adorabil și abia aștept să văd cum miroase. Ia stai un pic, nu putem să ne facem. Dar cred că miroase așa, fără să deschid. Trebuie să miroase la meură sau ceva. Miroase așa. Uite un pic ce caterincă miroase. Mamă, e atât de dulce. Abia aștept să mă spăl și eu cu el, no, sincer. Ba da, mă spăl și eu. Ai, mă, pe bune. Dar vreau și eu să mă spăl cu el. Că nu ajunge pentru două persoane. Cum, măi, doar pentru o spălare? Da, e pentru o spălare. Ok, deci cât am dat pe ăsta? Stai puțin să ne uităm. 4 lei. Am dat 4 lei pe chestiuța asta super mică. E scumpus dacă mă întreb pe mine. Că 4 lei și te speli gen numai o dată cu el. Dar nu cred că te speli numai o dată. Eu zic că de aici merg vreo 2-3 băi. Nu, n-ai treabă, dar... Nu, eu zic că merg mai multe. 3, dar tu cât pui? Nu știu, dar eu cred că merg mai multe. Uite și tu cât e. Măi, e un pic nu știu, de mie mi se pare că e mai multe. Eu știu ce vreau să fac cu el? Să umplu cada cu apă și să-l
torn pe tot acolo. Să faci spumă multă, da, da, doamne. Da. Chiar abia aștept să vedem cum da, e. Da, e super drăguț. Poți să te joci și cu el așa, să fie antistres sau ceva. Mamă, dar ce mișto miroase. Chiar miroase foarte tare. E bine, dragilor, cam astea au fost produsele pe care le-am cumpărat de la Pepco. Noi suntem foarte bucuroși și încântați de ele. Sperăm să ne folosim de ele foarte, foarte mult timp. Lăsați în secțiunea de comentarii dacă vi se pare interesantă vreo ustensilă pe care noi am cumpărat-o. Și ce obiecte aveți voi de la Pepco? Voi v-ați cumpărat, spre exemplu, gelul ăsta de duș de la Pepco, pentru că noi ne-am luat. E bine, dragilor, cam asta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, uitați să apăsați butonul de like, dați un share să vadă și prietenii voștri, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, pentru că e posibil să mai facem clipuri de genul ăsta, gen family vlog sau ceva în genul ăsta. Eu ador acest conținut și mi se pare că are un alt fel de vibe. E bine, dragilor, eu am fost Radu, eu am fost Adriana și noi revedem foarte, foarte curând cu un nou clip absolut genial. V-am pupat! Ciao!